Ziua bună și frumoasă, dragi prieteni! Astăzi o să facem unboxing-ul dronei DJI Neo, ultima pe care acest brand a lansat-o. Și pentru a face lucrurile și mai interesante, o să o invit pe iubita mea, pe Yasmin, pentru că aceasta să poată să piloteze pentru prima oară drona. N-am mai făcut asta în viața ei până acum. Sper că o să reușească. Este o dronă micuță. Unboxing-ul va dura foarte puțin pentru că în cutie avem doar drona și bateria. Haideți să deschidem pachetul să vedem ce se află în el, acesta fiind cel standard, nu este Flymore Combo, ca mai apoi să mergem să facem proba zborului. Rupem sigiliul, plăcerea aceasta vinovată. Avem în primul rând, evident, drona, o să o deschidem imediat. Mai avem niște stickere de la DJI și niște carticele de care nu avem nevoie deocamdată. O cutiuță în care avem 2 lice de rezervă. O șurubelniță pentru a le putea schimba și un cablu USB-C-USB-C pentru a putea transfera datele sau a încărca drona. Hai să vedem și jucărioara. Ia uitați-vă cât de mică este, pot să o țin într-o palmă. Are o memorie internă de 22 de giga. Nu putem să băgăm SD card, da, pentru a putea să o mărim. Poate să filmeze 4K și am o singură baterie fiind pachetul standard. Deci asta este absolut tot, nu avem nici telecomandă, nici nimic. Cei de la DJI au făcut o mișcare foarte înțeleaptă cu această dronă, pentru că de mult îmi doream o asemenea jucărie pentru a zbura în interiorul camerelor sau a face acele cadre, să spunem, spectaculoase, gen FPV. La fel de bine este și o dronă de tip entry level pentru cei care nu s-au mai jucat până acum cu o dronă, pentru a se familiariza cu aceasta. Aici avem o protecție. Ea se scoate prin apăsarea ambele părți și suntem gata de treabă. Încă nu vine să cred că de micuță este drona asta. În viața mea nu m-am mișcat cu așa ceva. Abia aștept să văd pe Yasmin la treabă, să văd cum o să se descurce cu ea. Am venit pe un teren de fotbal să vedem pe Yasmin în acțiune. Ești gata? Nu. Am emoții. Eu niciodată nu mă bag la chestii din astea cu drona. Mi se par periculoase. Ei, dar asta e cazul. Mai mică, mai cutie. Bun, deci ți-am spus, de-aia selectezi programul. Bine, acum... hai că selectez programul. Dă-te de aici, că sunt manevre periculoase. Hai. Ții lung apăsat, da? Și, deci după ce am ales programul, țin lung apăsat? Exact. Acum țin lung apăsat. Țin lung apăsat? Da. Trebuie să țin mai sus? Înspre tine, așa să te vad. Ține lung. Și după aia? Ia mâna. Hai. Aoleu. Nu-ți fie teamă. Excelent. Stai acolo să te urmărească, să te vadă unde ești. Ia uitați-o cum s-a dus frumos să-și facă treaba. Ok, știu că am înțeles că filmează și când se întoarce, așa că uite-te la ea, da. Și ce trebuie să fac după? Stai acolo pe poziții, ea te urmărește să te vadă. Și când ajunge la tine, doar întinzi mâna. Aoleo. Și te bagi cu una sub ea. Sigur, aoleo, mi-e ciup. Cum a fost? Funny. Funny? Nu prea greu. Da. Nu prea greu? Da. Prima oară când zbură drona. Da. Gândește că aici nu e telecomandă, vezi, e foarte tare. Chiar că... e mișto. Da. Dar mi se pare că e foarte gălăgioasă, oarecum. E o dronă de tip FPV, tu ești obișnuită, noi avem și un DJI Mini 3 Pro și este un pic mai silențioasă. Asta e o dronă de tip FPV pentru care aici, da, toată partea asta de motoare. Da, hai să vedem altă mișcare. Dar nu e atât de gălăgioasă încât să fie deranjat pe copiii care se joacă fotbal. Da, exact. Nici nu cred că ne-au observat. Hai, ești gata. Să aleg altă metodă? Păi da. Ia, următoare ce e? Circle. Dă-i drumul. Circle? Da, sigur? Dă-i drumul și avem spațiu. Dă-i. Ții lung apăsat. Medium circle și hai să vedem cum se mișcă. Eu o să mă dau la o parte ca să nu... Da? Să te văd pe tine. Vezi că se îndepărtează. Ok. I-am dat undeva medium, deci la 4 metri face mișcarea. Și eu fac mișcări din astea, exact, știi? Acum imaginează-ți că facem vlog, pentru că noi vrem să folosim de multe ori camera și în timp ce facem vloguri. Apropo, o să vă mai arătăm, după ce ne acomodăm cu ea, cum funcționează în regim de vlogging. Ia uitați-o cum trece. Și noi, practic, am fi putut fi în cadru, ne facem treaba și ea ne filmează ca a treia persoană. Și lasă-o că vine imediat înspre tine. Și a terminat mișcarea. Vezi, vine, nu te speria că știe poziția, ține mâna sub ea. Da, aterizarea e super ușoară, bine, pentru că ea e foarte ușoară, adică de-abia o simți, efectiv. Nu? Da. Mega ușoară. Ia, următoare, hai încă că te încep. Încă una, nu ia mai pot. Ia mai, următoarea, ce mai avem? Ce mai next. Ai? Nu știu ce. Rocket, hai, ține-o spre tine, dă-i pe ea. Lung, să te vadă, ea întotdeauna te fixează să știe pe cine urmărește, de-aia am dispărut din cadru. Ai văzut ce frumos decolează, nici nu te deranjează în vreun fel. Și uite. Se duce frumos. Îți face și cu rotație, atenție, asta e mișcare cu rotație. Ah. Da, într-adevăr, la vânt
are mai mult zgomot, că nu e a făcută să reste la focul. Doamne, cum se mișcă, mi-e frică. Și dacă e să pice, n-are atâta greutate încât să se lovească. La adiele de vânt, într-adevăr, nu e a cea mai rezistentă, are un windproof, parcă 4. Îmi intră soarele în ochi. Ok. Unde se duce? Ia, și acum se lasă să o aterizezi dacă vrei sau să-i dai altă mișcare. De obicei, după fiecare mișcare trebuie să o aterizezi, să-i selectezi altă... Op. Ok, gata, cam asta a fost. Păi, ce mai avem? Ia. Nu știu ce mai avem. Spotlight. Ce asta, dai drumul, ea pur și simplu o pui în aer și noi ne mișcăm și te ține mereu un cadru. E foarte mișto și asta. Mai ales când faci vloguri. E ca și cum cineva te filmează. O să mai avem două mișcări super mișto pe care le lăsăm la final. Vezi de ce e și tu mișcă-te, ea nu vine după tine. Tu mișcă-te. Și o vezi, ea te ține mereu în cadru. Adică fă o rotație așa. A, și eu pot să fac gen sport. Da, da, poți să faci orice. Te duci, deci ea nu se mișcă, că un pun fix. Vezi și oriunde te duci. Da. Ea stă pe poziție ca să te filmeze. Ia, și oricât te sui. Tu gândești că acum faci vlogging, da? Am venit. Da, deci suntem aici, ne plimbăm pe terenul de fotbal, din câte vedeți, copiii se joacă, toată lumea e fericită, e o zi frumoasă. Ai văzut? Și uite, tot timpul te-a ținut în centru. Ok. Super, când vrei să oprești, te duci, hop, îi zici și mulțumesc înainte. Și ce mai e? Avem acum două mișcări speciale pe care am lăsat pentru final. Avem o surpriză, prima apasă încă o dată și încă o dată. Follow. Deci îi dai drumul în fața ta așa și o să te urmărească și din spate va fi acest follow. Așa. I-am dat un follow acum, da? Stai să te centrezi un pic să se prindă cine ești ca să vă împrieteniți. Și acum mergi cu spatele și vei avea un companion. Mergi, mergi, fără să te uiți la ea. Mergi liniștită. Da, 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 nu-ți fie teamă. Hai și înapoi. Vezi ce tare și ai aici un asistent prieten personal. De nădejde. Exact, un prieten de nădejde. Poți să o și păcălesc să vezi dacă te pierde din cadru. Să vezi dacă o fentezi. Hop, și aia a fost. Și acum mai avem încă un mod care este ultimul. Ia mai selectează, că am uitat cum se numește. Mai? Asta. Direction track. Ce asta? O să vezi, merge din fața ta de data asta. Dă-i drumul așa. Oh, nu. Nu, mai lung apăsă, mai. Lung. Așa. Și acum te va urmări din față. Va fi în cadrul tău din față. Tu mergi în față și ea merge... Vezi? Și în timp ce tu mergi... Da? Oricât ai merge, ea merge și își păstrează... Deci oricât te îndepărtezi tu, vezi, își păstrează o distanță. Poți mergi cu spatele? Merge și cu, da, trebuie să mergi tu cu spatele, dacă păi te da, întorci. Ok. Și dacă nu mai vrei, te oprești și ea o să vină spre tine, că altfel nu vine. Ai răbdare să se prindă că ai terminat treaba cu ea. Dacă tu stai pe loc, o să vină vino către tine. Vezi? Că înțelege că nu mai ai nevoie de ea și super friendly vine spre tine. Uh-oh. Hai. Da, e destul de inteligentă. Nu? Da, e super smart. Deci cum ți se pare primul tău zbor cu drona cu DJI Neo? Mi se pare cute și ușor de folosit, sincer. Adică asta, clar, dacă n-ai curajul să umbli cu drone, asta e baza. Nu? Chiar e bună. Sunt curioasă cum au ieșit filmările. Evident. Filmările nu o să fie cele mai wow. Am citit mai multe că 4K-ul e un pic sharp acum, încă la începuturi. O să fie bine, zicem noi. Lumina era destul de ofertantă. Drona poate fi zburată și cu telecomanda, dacă vrei, manual, dar nu are autonomie prea mare. Mă refer și cu telefonul sau cu telecomanda DJI pe care o avem de la cealaltă dronă. Dar până una alta, noi cam așa o să o folosim. După aceste probe, bateria este la... Câte liniuțe? Oho! O liniuță doar s-a dus. Deci o liniuță ai... și puțin, cred. Nu, o liniuță din 4. Și a durat, vă atașez, încărcarea cam o oră, oră și un pic durează încărcarea. Din baterie, că am încărcat-o dintr-o baterie portabilă. Oameni buni și frumoși, cu speranța că acest test v-a convins că drona DJI Neo este o dronă drăguță cu care vă puteți face treaba foarte ușor. Mai ales dacă sunteți începători. Exact, noi acum facem și o probă de vlogging, cam cum o să avem un ajutor din cer care o să ne vadă atunci când avem chestiuni de prezentat.
Facem și niște probe pentru sunet, să vedem cum funcționează cu microfoanele astea. O să mai revenim și cu alte materiale. Până data viitoare, nu uitați să ne dați un like, un subscribe. Vă mulțumim tare mult! Oameni buni și frumoși, cu speranța că v-a plăcut acest review și unboxing-ul dronei DJI NIO, noi vă îmbrățișăm cu drag și lăsați-ne orice fel de comentarii aveți, întrebări poate despre această dronă. Între timp, noi facem acum și o probă de vlogging în care să vedem cum vom avea un ajutor de acolo sus din cer. Până data viitoare, vă îmbrățișăm cu drag, nu uitați să lăsați un like, un subscribe și ce să mai. Ceau, ceau, ne vedem!